Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la ora expertizei. Democrații, liberal-democrații și comuniștii au votat pentru un guvern condus de Kirill Gaburici. Au votat pentru un guvern minoritar care nu aduce claritate în privința reformelor asumate prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Au votat un cabinet de miniștri care, așa cum am văzut în ședința de astăzi a Parlamentului, poate fi schimbat după bunul plac al comuniștilor. Ce avem totuși după ziua de azi în Republica Moldova? De iure, avem un guvern. După 2 luni și jumătate de negocieri măcinate de interese personale și corporative de partid. De facto, avem o struță cămilă, care va eroda și mai mult credibilitatea Republicii Moldova în fața cetățenilor care așteptau și care ar fi vrut ca să vadă mai multă claritate, mai multe transformări în Republica Moldova, care ar fi vrut să vadă un stat de drept veritabil. Discutăm despre acest subiect cu invitații noștri de astăzi, doamna Ecaterina Mardarovici, președintele Clubului Politic al Femeilor 50-50, domnul Alex Cozer, jurnalist, Olesea Stamate, președintele Ager și Vasile Grozavu, jurnalist. Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara! După tot ce s-a întâmplat astăzi în Parlament, ce putem spune că avem astăzi? E de bine sau e de rău că avem un guvern? Pentru că deja există mai multe comentarii, mai multe presiuni, mai multe luări de poziții care nu ne prea dau încredere că viitorul Republicii Moldova de azi înainte e luminos. E de bine că avem un guvern pentru că acest circ care ține deja 2 luni și jumătate s-a încheiat. Indiferent care era premierul, că era Iurie Leancă, că era Gaburici, că era altcineva, în opinia mea, lucrurile nu erau foarte diferite. Pur și simplu s-a încercat prin multe jocuri de culise să fie eliminat Iurie Leancă și odată cu el poate să mai fie și închis încă o ușă spre Uniunea Europeană. E bine pentru că poporul nu va mai privi atât de mult poate televizorul și site-urile în ziua ședințelor Parlamentului pentru a afla s-a votat sau nu și declarațiile liderilor politici, însă nu este de bine din punctul de vedere al guvernului, pentru că eu personal nu am absolut niciun fel de așteptări bune de la acest guvern. Este un guvern încropit de conjunctură, este un guvern care va reprezenta interesele marelui oligarh Plahotniuc și a celor mai mici din jurul său care se vor pricopsi și ei cu fărâmiturile de la masa bogatului în această situație. Dar este bine că s-a pus punct acestui întreg scenariu de prost gust pe care l-am văzut în ultimele 2 luni și jumătate. E un scenariu la care s-a pus punct sau scenariul abia acum va cunoaște dezvăluirea și desfășurătorul? Din punctul meu de vedere, astăzi, democrații din Republica Moldova, când spun democrații, nu l-am în vedere neapărat pe Diacov, Plahotniuc și toată gașca lui ăștia care au schimbat Moldova, au suportat un eșec enorm, fiindcă anticipatele ne favorizau. De ce spun așa și nu altfel? Garnitura de guvernare este pro-Moscova totală, pro-Moscova totală și șampania se bea la Kremlin. Liberalii care au promovat proiectul Uniunii Europene și în aeroport și în negocieri au fost lăsați pe necarosabil. În plus, președintele României, Klaus Iohannis, care a fost la Chișinău și l-a favorizat pe Filat înainte de scrutinul electoral, a suferit de asemenea un eșec lamentabil. Vedem ce avem de făcut în cazul în care cele 3 state, Ucraina, Georgia și Republica Moldova, sunt agresate de ruși interminabil. Pentru aceste 3 state va fi organizat o admitere în Uniunea Europeană. Filat, Diacov, Plahotniuc au știut de acest lucru și au bătut palma împreună cu Dodon cu Moscova. Au luat-o înainte ca să spună că noi suntem pe necarosabil. Noi nu vom face anume această mișcare spre Bruxelles, adică spre Uniunea Europeană. Și meritul cel mai mare este al lui Vladimir Voronin. Nu pot vedea acum ca să spun cât rău
a făcut acest bătrân poporului acesta. Toate combinațiile politice le-a făcut anume el aici. Și acest prim-ministru, care a ținut cununa nepoatei sale, este de asemenea Vladimir Voronin. A ținut un discurs lamentabil, a mințit lumea, a spus că Moldova va fi un actor politic important la Marea Neagră, a amenințat-o pe Merkel cu neofascism, deși el a creat Antifa, și el a reportat victoria. Îl putem felicita pe Filat cu ocazia faptului că s-a apărat pe el, nu neapărat pe noi. A intrat direct în gașca Plahotniuc, Deacov, Voronin. Doamna Mărdorovici, în opinia dumneavoastră, vă întreb ca și cetățean, în primul rând, vă simțiți reprezentată de acest guvern sau nu? Eu mă bucur că avem un guvern, pentru că între alegeri anticipate, opinia mea este și un guvern, este mai bine să avem un guvern. Cu regret trebuie să zic că mă simt reprezentată, pentru că partidul pentru care eu am votat este parte la formarea acestui guvern. Ceea ce mă deranjează pe mine cel mai mult este faptul că, de fapt, această coaliție minoritară este în... oficial, formal, această coaliție minoritară este una majoritară. Și iată această minciună aruncată oamenilor că Partidul Comuniștilor nu este la guvernare, dar va susține, este o lipsă totală de respect din partea Partidului Comuniștilor și a lui Voronin și în același timp din partea partidului, unui din partid pentru care eu am votat și care este în această coaliție minoritară. Atunci, pentru că să reformulez întrebarea, vă simțiți trădată? Mă simt trădată pentru că acest joc nu trebuia să dureze 2 luni jumate. Trebuiau aceste lucruri să fie format și guvernul să fie format în luna decembrie, pentru că noi ca și cetățeni am suportat consecințe foarte grave timp de 2 luni jumătate. Am mai stat la un circ și la o manipulare și o lipsă de respect față de cetățean care eu în experiența mea nu am mai văzut, pentru că suntem o țară mică și deci nu trebuiau să se facă aceste lucruri. În primul rând, ceea ce nu au învățat partidele politice, inclusiv cele din Alianța Minoritară, că votul care l-au primit de la alegători a fost un vot de încredere și nu un vot de apreciere a guvernării de până la alegerile din 30 noiembrie. Trebuie să spun că nu pot să-mi permit să zic acum și să comentez prea mult nici prim-ministru, că e deja prim-ministru, pentru că moda din Republica Moldova, noi de multe ori ne aruncăm cu acuzații, da, cu acuzații asupra unor persoane, fără să avem documentat. Sigur că jurnaliștii sunt liberi să facă investigații, am citit și eu foarte multe informații, dar întotdeauna atunci când vorbesc despre o persoană în funcție publică și nu mai aș dori ca să am pe masă niște dosare. Doamna Mărdărovici, dacă mă aveți pe mine în vedere, nu voi aduce chiar acum probele. Ce vreau eu să spun, că totuși e mai bine un guvern decât alegerile anticipate din punctul meu de vedere. Și trebuie să le dăm timp ca să vedem. Noi am avut ca și societate civilă, am avut o întâlnire cu atunci prim-ministru desemnat, ceea ce știu cu siguranță că în acest program de guvernare nu este altceva decât ceea ce este în acordul de asociere. Altceva este ce e scris, pentru că un program de guvernare sunt niște sunt intențiile, sunt directivele generale, vedem ce plan de activități. Ceea ce trebuie să așteptăm acum, Banca de Economii, și dacă acest guvern nu ne va pune pe masă, nu va aduce în fața cetățeanului și pe scaunul de justiție, nu-i va pune la, să zicem, nu-i va responsabiliza sau nu-i va găsi pe cei care au furat Banca de Economii, ce se întâmplă astăzi cu valuta națională, iată atunci sunt gata să ies în
piață și să strig jos și să stau acolo până... Doamna Mărdăroiță, asta dar deocamdată exact asta vreau să aștept. Asta nu 5 ani. Păi dacă vom fi cetățeanul mioritic care am acceptat deja două luni jumate și nu am făcut nimic, nu am ieșit măcar să le spunem oameni buni, noi v-am votat pentru că în țară e criză, pentru că e război în vecinătate, pentru că leu cade și nu am ieșit nimic, ori, nu putem face altceva. Dacă nu vom ieși și după o perioadă rezonabilă în care ar trebui să obținem un răspuns de la actualul guvern. Să vin personal la dumneavoastră, atunci... să vă invit să ieșim în stradă în cazul în care, în cât timp credeți dumneavoastră că eu să rezolve anume această problemă, cea mai spinoasă problemă legată de $1 miliard în momentul în care de euro, în momentul în care Drăguțanu, care este portar pe acest teren de fotbal, este portar, dar jucătorii sunt leneși, grași, niște puturoși care fur în stânga și în dreapta și lasă pe el de unul singur. De ce l-au scos pe el și de ce vor să-l demită pe el? Neavând clarificată situația, Leancă, ai semnat documentul prin care l-ai obligat pe Drăguțanu să scoată banii în general la rezervele băncii valutare, băncii naționale, nu se umblă. Știu lucrul ăsta. Și Talmaci, când a umblat, deși se laudă Dodon pe toate dealurile, ca și așa mai departe, el a zis că nu îmi permite Fondul Monetar Internațional. Și Voronin a întrebat în mod autoritar. Dar cine-i Talmaci ăsta? Ați văzut cine-i? A vrut să fie președinte și acum l-a duce iarăși guvernator. Nu se umblă la rezervele valutare ale băncii naționale, de vreme ce suntem amenințați de Rusia, financiar, fiindcă acesta este. Și trebuie să ne clarificăm. Cine l-a dus pe șor? Cei cu relația Filat-Șor și așa mai departe. Cu ei trebuie să începem, dar nu să-l demitem pe Drăguțanu, fiindcă aceasta este prima nerozie avansată de un Reidman, vedeți, care face parte din comisie, că ba trebuie așa, banca, ba trebuie naționalizată, privatizată, până la urmă nu mai știu. Ei trebuie să spună de la început că s-au coalizat, fiindcă se tem de răspundere, aveți perfectă dreptate, de răspundere se tem, doamnă. Se tem că vor fi judecați pentru ceea ce au comis, fiindcă se cunoaște relația Voronin-Plahotniuc-Oleșca. Se cunoaște tare de tot. Se știu afacerile care au mers. Se cunosc influențele. Crișa acoperișul a fost Voronin. Dar vă amintiți ce a spus ambasadorul Germaniei atunci când a fost? Că lumea va ieși în stradă. Ce a spus? Dacă se întâmpla asta în Germania, oamenii erau în stradă. Unde am fost noi, oamenii noștri? Pentru că guvernanții și politicienii fac ceea ce le permite cetățeanul. Le dăm votul de încredere, îi credităm cu aceste voturi. După aceea, ni se spune că v-am furat, noi spunem mai furați și tot așa. Asta ca e. Timp că am fost răiți în procese, am fost marginalizați. Ca și Jurnal TV, ce n-ați văzut ce a făcut Plahotniuc cu 5 televiziuni la picior, cum și-a bătut joc de copiii ăștia? În ce țară trăim noi? Atunci trebuie să ieșim. Nu trebuie să ne apărăm dreptul de a vorbi. Trebuie să apărăm jurnal, trebuie să apărăm alte instituții. Eu când spun trebuie să ieșim, întotdeauna am ieșit, chiar și ieri. Și am ieșit și atunci când a fost Voronin votat, am fost un singur protestatar în fața Parlamentului în 2005 și am zis nu votați. Deci eu vorbesc ca un cetățean activ care mă implic și ies atunci nu, când îmi pasă. Dar, dacă atunci, este nu, și cetățean, dar asta trebuie să facem și atunci de ce îmi permit și să critic și să susțin atunci de ce eu acestui guvern îi spun. Cătinca, eu vorbesc personalizat. Acest program de activitate al guvernului 2015-2018, acest document de 41 de pagini, care peste o săptămână au devenit 43, eu l-am citit. Și eu l-am citit, îmi pare foarte rău că l-am citit. Miercurea trecută am discutat despre acest plan de activitate, iar Alex, tu spuneai, țin minte foarte bine, că dacă primul capitol ar fi cel puțin ăsta implementat, atunci Republica Moldova s-ar apropia mult mai mult sau foarte aproape de Uniunea Europeană. Știm că copyright-ul îi aparține domnului Leancă. Am auzit această sintagmă, mi-a plăcut foarte mult astăzi în Parlament și așa și este, pentru că acest plan, recunoscut și de Kirill Gaburici, proaspătul prim-ministru, este capodopera echipei domnului Leancă, pe care și-a asumat acum să o implementeze. Îmi cer scuze, ieri seară de acolo se lăuda la televiziune tare de tot, la televiziunea națională, unde a dat iar în bar, a spus că nu are cine lupta, că noi nu avem pe cine chema să lupte împotriva Rusiei. Numai greșeli face, iar să zic eu, nu știu cine. Păi el vorbea de faptul că ei au scris acest program și ai lor și chiar și Sâbu se lăuda că au muncit de n-au mai putut. Dar ce au muncit? Dacă este nimic în acest program.
Doamna Stamati, vreau să vă întreb. Cum calificați faptul cum a procedat domnul Gaburici, luând practic un plan de activitate care 99% este altcuiva și dumnealui este astăzi prim-ministru? Eu am să-i iert în condițiile în care el va implementa acest plan de activitate până în 2018. Personal. Adică această mică eroare, care nu este, hai să zicem că nu de bine în principiu imaginea publică, un prim-ministru, un candidat la fotoliul de prim-ministru vine cu programul său de activitate. Dar cu toții cunoaștem că asta a fost un joc, o conjunctură politică. El a fost nominalizat la această, deci la această funcție de către partidele care stau în spate. Și atunci el a fost oarecum, să spunem așa, nu impus, dar forțat de circumstanță să preia ceea ce a fost propus în prima, în primul cabinet care a fost desemnat, care a fost propus spre votare. Deci eu îi urez întregului cabinet mult succes în implementarea acestui program și în cazul în care reușesc să implementeze programul, nu îi aduc nicio acuzație în sensul plagierii. Dar noi întotdeauna ne-am, ca să continui ideea, ne-am priceput să facem planuri, programe foarte bune, mult mai prost am stat la implementarea lor. Și foarte bună este remarca lui Dumitru, pe care tot am discutat-o aici și înainte de încercarea de a investi guvernul Leancă. Este îndeajuns de a implementa măcar în proporție de 80% primul punct ce ține de justiție, de corupție și lucrurile s-ar schimba radical în Republica Moldova. Pentru că știm foarte bine că cea mai mare problemă este corupția. Însă acel prim punct nu poate să fie implementat atâta timp cât o cerință pe care a înaintat-o în luna decembrie Iurie Leancă și pe care au înaintat-o liberalii în luna ianuarie, dar în ianuarie Leancă deja a uitat de ea, de a duce o misiune europeană în justiție, nu va fi respectată. Pentru că fără o misiune europeană în justiție nu contează absolut deloc numele premierului, nu contează nici măcar numele ministrului justiției, cu care iarăși ne-am bătut joc astăzi în ultimul hal. Eu de-aș fi în locul lui Oleg Efrim, n-aș mai călca niciodată pe la sediul PLD-meului, pentru că și-au bătut joc. De acest om este și el vinovat, că a acceptat, dar bine, revenind la justiție, nu contează premierul, nu contează ministrul justiției, contează oamenii care sunt la Procuratura Generală, la Curtea Supremă de Justiție, în judecătorii, pentru că atâta timp cât vor fi aceiași oameni, atâta timp cât vor fi aceiași păpușari care îi vor controla, lucrurile nu vor înainta și de aici, de la acest prim punct trebuie să pornim. Ce urmează, economie, agricultură, mai departe, contează mult, mult mai puțin, pentru că ele nu vor putea fi implementate dacă în Republica Moldova nu vom asigura o justiție liberă. Iar prin eliminarea Partidului Liberal, care, nu știu, populist sau sincer, a cerut un procuror general european și o misiune europeană în justiție, deci prin eliminarea Partidului Liberal s-a dat clar de înțeles, în special partenerilor europeni, că aici în Republica Moldova nu se dorește justiție liberă, că aici în Republica Moldova politicienilor le este frică de o justiție liberă, pentru că o justiție liberă ar însemna să avem ceea ce se întâmplă astăzi peste Prut, astăzi cumnatul premierului Victor Ponta a fost arestat, 6 luni de zile fratele președintelui Mircea Băsescu a fost în arest, cea mai bună prietenă a președintelui Traian Băsescu este în arest la domiciliu. 10 de miniștri, procurori, foști judecători sunt la pușcărie. Suntem același popor, suntem aceiași oameni, dar acolo unde a fost voință politică și unde s-au găsit câțiva oameni curajoși în justiție, s-a demonstrat că se poate. Apropo, dar noi deocamdată nu se poate. Dar apropo de justiția din România... Ca să fac aici o remarcă foarte importantă. Poate așa, în funcțiile principale, nu a fost o misiune europeană în justiție, dar în România schimbarea s-a făcut din 2004, când statul a devenit membru NATO și atunci când serviciile americane s-au implicat foarte activ în România și au impus niște reguli draconice, au impus foarte mulți consilieri care au stat inclusiv în spatele Monicăi Macovei, a lui Daniel Morar, șeful DNA, care i-au împins de la spate și care pe de altă parte i-au acordat încredere președintelui Traian Băsescu.
Băsescu, care întotdeauna a spus sus și tare, domnule, toți corupții trebuie să-i băgăm la pușcărie. Au fost americanii în spate acolo și a fost exact aderarea la NATO, da, punctul cheie. Da, exact. Întrebarea mea vine din ceea... Am vrut doar să adaug în acest context că Victoria Nuland, subsecretarul de stat american, a adresat exact același mesaj în România și în septembrie lui Iurie Leancă. A spus, noi avem nevoie de un guvern curat aici. A vrut să facă un guvern curat anunțând imediat după scrutin că ne pornim să vedem ce e la bănci mai departe. Ați văzut ce a ieșit aici? Ați văzut cum s-au unit? Iată, aceasta înseamnă parteneria strategic, dialog strategic cu americanii în Republica Moldova. Asta doar am vrut să adaug. Alex a adus și exemple practice, ce se întâmplă astăzi în justiția din România. Am văzut însă astăzi o față deja cunoscută a președintelui Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Raisa Apolski, care nici nu a citit presa din această dimineață, care a turuit practic despre dosarul penal pe care l-ar avea Kiril Gaburici și în Rusia, în Federația Rusă. Și nu înțelegem cum se explică sau cum se vrea mai departe o reformă a justiției sau o curățire a guvernului și a funcționarilor per general de acest flagel al corupției. Se explică, se adunesc în ședință de parlament și afară. E ce nu-și dă seama că nu corespunde acolo, nu contează ce principii. Păi nu te comporți în felul ăsta când îți vorbește de dosar penal și este președinte de comisie parlamentară, domnule, și ea nu știe ce va face, dar ea vă informează, ea și așa mai departe. Tu răspunzi imediat, dacă ai fost întrebat, spui că ne-am interesat investigații în atâta timp funcții, sarcini, Ministerului Justiției, Procuraturii, vă informăm în atâta timp. Domnule Grozav, foarte scurt, dar noi avem SIS în țara asta și SIS-ul știe foarte bine ce-i cu Gaburici și ce trebuie să citească ăștia presa. Ei trebuiau de mult să știe. Există și suspiciuni de corupție în ceea ce privește activitatea dânsului la compania din Azerbaijan, Azercel sau Azercel. În asemenea condiții, atunci când i s-a propus și până și votarea acestuia în Parlament, nu ar fi trebuit să preceadă, sau bine zis, deputații nu trebuiau să-și pună întrebări, să fie audiat mai mult decât o oră. Ar fi trebuit să și această comisie și întreaga clasă politică să-i dea mult mai multe întrebări, să fie clarificată situația. Poate fi admis, nu poate fi admis, poate candida, nu poate candida, poate fi votat un om care este susceptibil de acte de corupție, ca să nu uităm că un alt prim-ministru aflat în funcție a fost demis tocmai pentru că este suspectat de acte de corupție. Deci a fost vorba doar despre suspiciuni de corupție și a fost demis. Aceeași soartă ar putea o avea și... Întrebarea este următoarea. Deci, cine este vinovatul? De ce s-a grăbit domnul parcă este, parcă nu, parcă nu-i, alias Timofte, crezi că el se va mai gândi și mai departe, nu mai îl prezintă? Și imediat în seară vedem decretul de numire. Păi, ești de la Consiliul Superior al Magistraturii. Știi că se verifică. Dacă ți-a spus asta, 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 înseamnă că el este documentat? Ce fel de președinte avem noi dacă el nu poate, prin serviciul său de presă, să dea oamenilor CV-ul, candidatului la funcția de prim-ministru? Veniți mâine! Spre ce guvern efectiv? Nu, răspunsul a fost unul mai interesant. Sunt date personale care trebuie redactate. Da, cu regret, colegul dumneavoastră, domnul Țurcanu, a răspuns, a trebuit să răspundă numele din partea purtătorului de cuvânt a președintelui despre CV, a zis că sunt date personale. Deci, cu regret, atunci, foarte des, atunci când reprezinți funcționarii înalți, trebuie să spui, chiar dacă știi că nu e corect și probabil și nu e profesionist, a spus ce a spus domnul Țurcanu, pentru că probabil nu aveau, sunt sigur, un CV la președinte, nu era un CV. Dar sunt de acord cu dumneavoastră și tocmai de asta e supărarea mea că în două luni jumătate acești candidați și partidele care au decis să formeze guvernarea trebuiau să aibă în candidați pentru funcția de prim-ministru cu toate actele și verificările respective, cunoscând legislația, știind SIS-ul, trebuia să le dea și procuratura și tot, studiate CV-urile la partid. Cu regret, aici aș vrea să invoc lipsa democrației interne de partid, pentru că se aduce candidatul de șeful,
se pune și acest lucru se întâmplă cu regret aproape de 20 de ani, unde nu se discută din timp. N-au ieșit cu guvernul, cu guverne, lista guvernului, partidele, ca societatea să poată ști. A făcut-o PLDM-ul, că a zis, ăsta va fi candidatul nostru la funcția de premier, Culeancă, în campanie electorală. Deci a fost unicul partid care a ieșit cu un candidat la funcția de prim-ministru, după aceea au renunțat, deși au avut 100 de posibilități ca să explice de ce nu pot să-l susțină că e alianță. Dar sunt sigură că profund nu s-a discutat această candidatură nici în cadrul prespun. Să iasă cei de la partide să ne spună că au discutat câteva aici zile. Iar noi, societatea civilă, nici noi n-am știut din timp și nu am avut timp chiar și în aceste două zile ca să ne documentăm și să vedem. Aici avem dreptate, aici nu avem dreptate sau aici este... Nu este adevărat, nu este justificată această grabă. Nu discută două luni și pentru să ne-l bagă pe gât, domnule, așa, repede, vorbim pe țigăiat, o acte de corupție și mai departe, care nu are idee de economie, de agricultură, care în general nu are idee de Fondul bine, Monetar Internațional. Bine, nu aș vrea să spun asta, că nu are idee, păi bine, pentru că dar, chiar m-am uitat vă rog peste CV, atunci. Peste școala care a făcut-o, totuși a fost explicați-mi, un manager vă rog la atâtea nu aș vrea să zic că dar eu vreau să zic că în momentul crizei de ieri de la Banca Națională, era necesară o soluție. Am scris articol. Bă, tu vezi ce se întâmplă acolo? De ce trebuie să iasă Dodon să ne vorbească pe când tu ești obligat să dai o soluție? Stă cu lupul iese de la democrație, că da, noi o să găsim soluții și mai departe. Soluția de mult trebuia să o ai, fiindcă știai bine că vei fi votat. Și aici stă incapacitatea lui, este un om de paie care va fi mănăsărit. Nu de doi, dar de trei. Poate și de patru, de nepoata lui Voronin. Pardon. Eu vreau să întreb dacă nu cumva de Gaburici se știa mult mai devreme. Pentru că ziua din 19 ianuarie ne dă mari semne de întrebare. Atunci când după aeroport, după discuțiile de la aeroport, s-a vorbit despre numele viitorului premier care începe cu G. Avem astăzi Gaburici. Dar a fost desemnat întâi Iurie Leancă. Domnul Dumitru, ei ne-au de idioți terminați. De idioți terminați ne-au aceștia. Fiindcă și eu am lucrat 6 ani de zile purtător de cuvânt al președintelui Republicii Moldova. Și dacă mă întreba cineva de peste hotare, cine, ce, eu știam CV-ul, îi spuneam vă rog respectuos să reveniți în cel mai scurt timp posibil, că așa mai nu trăiesc pe lumea asta. Am impresia că ei au viața lor nocturnă în care trăiesc așa, au precipitați, nu poate citi unul, președintele Republicii Moldova, nu poate citi nici al doilea. Alex, a fost un scenariu, această desemnare cu Iurie Leancă inițial? Da, Mihai Ghimpu a spus că se discuta Gaburici încă din decembrie și se discuta la o masă în jurul căreia erau și Filat și Leancă și alții. Și iarăși îmi trezește foarte multe dubii activitatea lui Iurie Leancă, care astăzi a încercat să se victimizeze din nou, se victimizează de vreo câteva zile, după ce vineri seară, la biroul partidului, când avea ultima șansă de a mai regla cât de cât lucrurile, în loc să bată acolo cu pumnul masă, mă, și singur să fii. Dar bate, frate, cu pumnul masă, domne, nu niciun fel de Gaburici. Eu am 60% încredere în această țară, pentru că asta, sondajele arată, Iurie Leancă avea, înainte de alege, 60% încredere. Pe locul 2 era Chirtoac cu vreo 40, ăștia erau cu 30, deci dublu. Eu sunt candidatul. Cei care au votat Alianța pentru Integrare Europeană, că place unora sau nu, în mare parte au votat pentru Iurie Leancă premier. El a avut atâtea și atâtea ocazii de a spune acest lucru deschis, de a ieși în fața presei, în fața poporului și de a ne atrage pe noi toți cei de aici în jurul lui. Pentru că dacă ieșea Iurie Leancă pe data de 20 decembrie, ianuarie, spunea, bă, fraților, ăștia vor să-și bată joc de voi, uitați-vă, mă poartă pe mine ca pe o mascotă, dar de fapt îl pregătesc pe Gaburici,
Atunci, cu siguranță, ieșea și doamna Mardarovici, ieșeam și eu, cu toții ieșeam în stradă, spuneam, bă, ce vă permiteți voi? Dar el a făcut jocurile lor, inclusiv cu o zi înainte de alegeri, când s-a dus la comuniști și s-a umilit în ultimul hal în fața lui Voronin. Ăsta făcea mișto de el când a venit cu flori să depună la statuia lui Lenin. Și el dădea din cap, așa, aprobator, cu capul în jos. Nu, nu-i pun prea multe întrebări. A să răcească domnul președinte. Îmi pare foarte, foarte rău că încă mai sunt oameni, mulți care încearcă cumva să-l justifice pe Iurie Leancă. Dar Iurie Leancă a știut foarte bine că se pregătește Gaburici. Și Iurie Leancă a participat conștient la acest joc. Iar noi trebuie acum, cei care, nu știu ce, îl victimizează pe la unele posturi de televiziune pe Leancă și încearcă să-l scoată lider politic pe acest... Idoliu național. Ca să-mi încheie ideea, acum Iurie Leancă va fi scos din PLDM, va fi pus în fruntea vreunui partid politic și prin Iurie Leancă se va încerca să se rupă voturile dezamăgiților, pentru ca în eventualitatea unor alegeri anticipate, care e foarte posibil să fie peste un an, să nu câștige acele voturi o forță nouă, ci o forță în fruntea cu, eu îmi cer scuze de vorbă, chidănitul Iurie Leancă, pentru că așa îl prezintă astăzi toți pe această marionetă. Hai să vedem ce a declarat Iurie Leancă după ședința de astăzi a Parlamentului, după care revenim la discuție în plenar. Astăzi pot spune că este o zi care înseamnă un pas înapoi în parcursul nostru european. Două luni și jumătate noi am pierdut timpul și am pus la încercare răbdarea oamenilor cu jocurile politice, negocieri dubioase și înțelegeri pe la spate. În aceste vremuri de criză, un guvern minoritar este o dovadă de iresponsabilitate. Cu atât mai mult cu cât acest guvern minoritar nu este o necesitate, ci o alegere. Astăzi avem un guvern minoritar pentru că nu s-a dorit unul majoritar. Iresponsabilitatea acestui guvern minoritar derivă mai ales din faptul că este construit pe o coaliție cu Partidul Comuniștilor, formațiunea cărei raliere la principiile democrației și ale statului de drept sunt cel puțin disputabile. Acest guvern va depinde în totalitate de votul PCRM. Voronin conduce parada în Republica Moldova. Și acest lucru în mod special a fost evident astăzi, când doar la primul capriciu exprimat, a fost schimbat un ministru, imediat cu altul, ceea ce vorbește încă o dată dependența de Voronin. Discuții aprinse în platou în timp ce am urmărit declarațiile făcute de Iurie Leancă. Un lucru este cert, Iurie Leancă a rămas dezamăgit, lucru care nu poate fi contestat de nimeni. Întrebarea e însă, de ce acum vine Iurie Leancă să facă aceste declarații? Și mai mult decât atât, astăzi era, ne așteptam la finalul acestui discurs să părăsească rândurile PLDM. Ar fi trebuit să o facă până la capăt? Dumitru, eu cunosc foarte bine pe Iurie Leancă. Eram la Washington DC în cadrul primei vizite oficiale a președintelui Mircea Snegur și am văzut care a fost comportamentul lui, modul în care a înțeles să organizeze și după aceasta să asigure Republica Moldova cu ceea ce au spus americanii. Așa au zis la Madeleine Albright în birou. Cereți tot ce doriți. Veți obține tot. Nu a cerut nimic, nu a făcut nimic și exact așa o vedem și în momentul de față. Da, a fost cu minte, da, a fost ascultător, da, a fost secretar 2 al ambasadei URSS la București, da, a făcut revoluție împreună cu Dima Deacov, agent al TASS-ului, KGB, pardon. Și după aceea s-au repliat încoace, ca să spună, da, voi vreți Uniunea Europeană? Da, vrem Republica Moldova, numai că nu așa se va întâmpla prin București. Dar veți merge prin Moscova. Asta este sfântul adevăr. Și am vorbit lucrul ăsta de atâtea ori și le spun în față. Încetați cu prostiile, citiți Constituția Uniunii Europene de la Lisabona, ca să vedeți că în lume nu există frontiere și este integrare culturală. Deci, suntem români, vorbim limba română. Ce? În Parlament ce limbă vorbiți? Da, asta, da, vorbesc chiar să spun ce limbă. Doamna Stamate, în opinia dumneavoastră, Iurie Leancă a procedat întârziat, oportun, viitorul său politic
trebuia să fie anunțat astăzi sau sunt declarații previzibile? Pentru mine nu a fost o surpriză modul în care s-a comportat, dat fiind faptul că, fiind în funcția de prim-ministru, a tăcut atunci când s-a întâmplat cu aeroportul, a tăcut atunci când s-a întâmplat cu Banca de Economii, a tăcut 2 ani și ceva de zile cu reforma, nereforma în justiție, a tăcut tot acest timp. De ce ar fi trebuit el acum să iasă și să dea dovadă din act de curaj? Așa, într-un gest de disperare? Eu nu m-am așteptat la așa ceva și exact asta s-a întâmplat. Doamna Mărdărovici, în opinia dumneavoastră, eu încerc să-l înțeleg ca un fost deputat, știu, și membru de partid, știu cât de frustrantă este situația și cât de greu este atunci când șeful te chidănește, ca să preiau expresia domnului Cozer. Frumos, inspirat. Nu suntem chideniți toți. Pentru că, voi, cu regret, nu găsesc cuvântul în română sau când ne-am obișnuit, care ar exprima esența acestei situații. E regretabil că în cadrul partidelor se întâmplă același lucru, pentru că un partid trebuie totuși să țină la oamenii cu care și care a avut în sondaj de opinie această încredere a populației de 60%. Și știu foarte bine că PLD-MEO a mers cu această candidatură. Ar fi fost frumos și apreciabil ca în decembrie să spună PLD-MEO alegătorilor: domnilor, nu ne-a dat 52 de mandate ca noi să formăm guvernul cu Iulie Leancă, suntem nevoiți acum să mergem în coaliție. Uite, aceasta este situația și atunci trebuie să avem în candidați, dintre care colegii noștri de coaliție să-l accepte pe unul, e candidatul nostru. Acest joc care s-a făcut și sub presiunile, bineînțeles, eu admit, a membrilor de partid, apele de meu care au muncit în campanie electorală și au mers foarte activ cu acest drapel Iure Leancă. Însă, politică, sunt momente oportune când poți să ieși erou și dacă ai scăpat acest moment, deja ești o victimă, ceea ce se întâmplă acum cu domnul Leancă. Se victimizează. O parte din populație zice: vai, ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat? Dar în politică, parțial a pățit și el ca domnul Pasat, când a semnat. Trebuia ori să asume să nu semneze și să plece din funcția de ministru, sau dacă n-a plecat și a mai rămas, a fost el complice. Ce se întâmplă cu omul de același lucru se întâmplă acum și cu domnul Leancă. Pe de altă parte, vedeți că propriul lider i-a reproșat și cu Ponta îi vor reproșa acum, vor pune pe spatele lui toată responsabilitatea și pentru aeroport și pentru Banca de Economii. Deci țapul ispășitor ne va fi servit, iar domnul Leancă a întârziat, pentru că logic este, din punctul meu de vedere, în momentul în care, înainte de votul în Parlament, a știut exact că el a spus că acea situație a fost previzibilă și din punctul lui de vedere, probabil că a trebuit să nu mai vină și să renunțe chiar în ajun. Și atunci încă mai erau explicații, dar nu pot să votez cu zicerea. Domnule Grozavu, astăzi Leancă se victimizează, dar tot societatea civilă a venit și cu un apel: Gaburici nu merită, nu ar trebui să ajungă, ar trebui să ne mai gândim. Era un apel care venea cu critici dure la adresa. Da, dar era de așteptat să venim cu critici dure în momentul în care am fost informați că ședința Parlamentului va fi astăzi și noi nu aveam nicio informație despre candidatul la funcție doar de... Să doar ce era în mass media. Dar noi, deci nu mai noi plângem nu la minte. CV-ul, pentru că e un om de afaceri pe care eu nu-l cunosc, este mai adevărat. Degrabă să spunem că a fost un manager pentru om de afaceri din 2013 cu propriile afaceri. Exact. Nu, a fost un manager până în 2013. Din 2013 și-a deschis acele afaceri a lui, să spunem că e un mod, dar și experiența pe care o are. Și de ce am zis că și am spus că vrem și nu-l cunoaștem pe domnul Gaburici, nu vrem un candidat la funcția de prim-ministru pe care nu cunoaștem și nu avem acces la informații despre această candidatură. Ei, dacă vedeți și ce s-a întâmplat, că
nu contează ce spune societatea civilă, ce spun cetățenii, pentru că politicienilor le-a ajuns timp, probabil că ei cunoscând despre candidat încă din decembrie. Numai puțin, Cătinca, că nu, Leanca nu este primul pe care l-a jucat Filat. Din PLDM a plecat Constantin Tănase, care ne-a avertizat. Luați seama că Filat nu este cel pe care îl vedeți la televizor. Este Mihai Godea, este fiul poetului Grigorie Vieru, Călin, pe care este l-a băgat în campanie ca să-i ridice slava. Alexandru Tănase, Constantin Tănase l-a făcut practic președinte și l-a dus în guvern pe Vlad Filat. Noi de ce nu am învățat lecțiile astea? De ce am învățat doar jurnalul? De ce am învățat doar o parte a intelectualilor? Ca să înțeleagă. Cum a fost ales dintr-o singură candidatură Filat acum un an după ce a revenit de la Kiev în calitate de președinte de partid? Leanca unde a fost? Pentru că nouă poporului ne place, așa, în campanie electorală, îi place Palihov, am avut oferte și am avut partide care ne-au oferit și ne-au spus stop sau nu știu ce. Noi, cetățenii, am ales ceea ce am ales. Asta e. Cu tot respectul pentru doamna Mardarovici, mi-ați ridicat o minge la fileu acum. Eu cred că este și vina noastră, pentru că oarecum în societatea civilă mă includ și eu, chiar dacă eu... Ok, în campanie nu am îndemnat să se voteze pro-europeniști și să se iasă la vot, dar nu neapărat ăștia pe care îi avem în Parlament. Dar este vina și a societății civile, a tuturor noi cei de aici, din jurul acestei mese, că de atâția ani am fost mult, mult prea permisibili. Chiar și ieri i-am văzut pe unii oameni respect dintre cei care au ieșit la acel protest. Dar, din punctul meu de vedere, a fost un protest nepregătit. Au ieșit doar oameni, doar membri ai ONG-uri, președinți, vicepreședinți, o societate civilă. Când iese la un astfel de protest, trebuie să se pregătească din timp, trebuie să asigure măcar câteva sute de persoane, dacă nu mică. Așa, dacă ești tu și te dai în spectacol cu niște schiuri, nu faci nimic. Pentru că l-am văzut pe Sârbu cum umblam bolidul său de lux, bolid de vreo 40-50 de mii de euro, cumpărat, apropo, la câteva zile după ce a ieșit din Partidul Comuniștilor. Și s-a slăpedit. Vedeți, deci, băieții au învățat deci, să facă afaceri în politică. Deci cele mai mari afaceri s-a acolo. Sergiu Sârbu pe lângă niște doamne, mai nu le-a călcat cu mașina, nici măcar n-a deschis ușa să întreabă, băi proștilor, ce vreți, dușeți-vă acasă. Nici măcar atâta nu a făcut. I-a sfidat, a trecut cu mașina peste ei și a intrat în sediul partidului. Și mulți oameni care au fost acolo își merită soarta. Să nu se supere pe mine. Corect, pentru Alex, că ei au îndemnat să fie votat aceste trei, dar două în special. Pentru că sunt foarte multe instituții media, sunt foarte multe televiziuni care spuneau, domnule, votați PLDM, PD, era lăsat în al treilea plan PL, că PL-ul nu era foarte, foarte convenabil, dar alte partide, că sunt multe partide pro-europene, unele justițiabile, care au fost ignorate total. Am fost amenințați cu Moscova, cu puști, cu tunuri, că, domne, dacă nu votăm pe PLDM și pe PD, vin rușii și ne mănânc. Și această societate civilă a făcut jocurile, inclusiv venind, prezentându-se toată campania electorală la Publica TV, la Prime, la toate posturile lui Plahotniuc, ieșind la ore de maximă audiență și făcând jocurile lui Plahotniuc și îndemnând acești alegători care și așa sunt prostiți. Îmi pare rău. Avem o societate dezinformată. Este dezinformată de televiziunile lui Putin, care iarăși sunt eterul lor este asigurat de Plahotniuc și Kirill Lucinski. Este prostit de televiziunile lui Plahotniuc, alea 5 care se declară naționale. Este prostit și de televiziunea națională, aia care nu aduce pe nimeni altcineva decât pe cei de la putere sau când îi aduce cum așa. Cum îi se dă telefon? Îi marginalizează. Și astăzi iese, sau ieri iese societatea civilă pe schiuri și începe să se plângă. Astăzi cere așa foarte discret, domne, dar nu gaburici că nu e bun. Păi bă, fraților, nu așa se face. Nu să stai în fața sediului PLDM și să te plângi că nu ți-a deschis ușa bodyguard. Ia și trage-o.
Ea și trage și nu o să te condamne nimeni, sau ci noi ne prezentăm aici că avem foarte mult bun simț și nu ne putem permite așa. Nu mai este bun simț, pentru că acești politicieni, acești indivizi care, începând din 2009, compromit tot ce este mai bun în această societate. Este adevărat, nu te supăra. Să-mi închei ideea. Compromit integrarea europeană prin acțiunile lor, nu au niciun fel de bun simț și au bătut joc de noi, iar societatea civilă, în mare sa parte, a fost complice la acest joc. În 30 de secunde, doar. Da, noi... Societatea așteaptă un mesaj din exterior, de la Bruxelles, Fondul Monetar Internațional, ca să vadă cum se procedează. Exact și în cazul Leancă. Noi avem de-a face cu o generație ratată, îl citesc pe președintele Băsescu, de politicieni, și de aceștia trebuie să scăpăm. Revenim la momentul 90 al adevărului și începem să ne cum se cădim în continuare. Dar deocamdată am votat ceea ce am votat, iar un exemplu foarte elocvent de înțelegeri, de culise, de compromisuri și de apropiere către comuniști. Am văzut astăzi în Parlament când probabil a fost un precedent, sau Republica Moldova în cazul ăsta va fi unicul precedent și a fost și de la noi nu cred că se va mai întâmpla, când pe ultima sută de metri a fost schimbat un candidat la funcția de ministru, vorbim despre Oleg Frim, și înlocuit cu Vladimir Grosu, fostul viceministru al justiției. Cum se explică și ce denotă această schimbare în pauză, astăzi la ședința Parlamentului, cât de mult îl credem în cazul ăsta pe Iurie Leancă, care spune că, o să citesc pentru că a fost o sintagmă foarte frumoasă, Voronin conduce parada în Republica Moldova. Așa este. Da, asta mai. Dar l-a condus și pe el atunci când a votat, cu regret, când a votat conducerea Parlamentului. Atunci era clar... Foarte din punctul corect. Meu de vedere, ce majoritate parlamentară și de guvernare avem noi? PLDM, PD și Partidul Comuniștilor. Și pe mine nu mă deranjează că ei sunt, dar minciuna care ni se oferă, asta deranjează. De fapt, Partidul Comuniștilor este la guvernare, iar aceste două partide vor să se arate că ei nu au nimic cu comuniștii. Este un exemplu care demonstrează că Vlad Filat și PLDM-ul condus de acestea s-a apropiat periculos de mult de comuniști? Eu aș vrea să evit zona asta foarte politică și din contra să atrag atenția asupra faptului că de fapt nu s-a așteptat, probabil cei care sunt cât de cât informați în țara asta, nu s-au așteptat să vadă un guvern meritocratic. Da? Deci noi știm foarte bine cum este format cabinetul de miniștri, care au fost, deci ne dăm seama care au fost negocierile din spate, de după culise. Am văzut câteva persoane care au fost în guvernul precedent și au rămas dubios. Cum au rămas? Mă refer implicit și la Maia Sandu, care s-a discutat atâta că a fost o persoană care va fi eliminată din guvern, anume de dragul comuniștilor, de dragul acceptării comuniștilor. Iar noi, ca și societatea civilă, cred că am vrea să cunoaștem în momentul în care se propune o listă de candidați la fotoliile, la funcțiile de ministri, să cunoaște de ce sunt aceștia propuși în funcția de ministru și de ce sunt cei care au fost în cabinetul precedent înlăturați. Unii dintre ei au fost schimbați. De ce? Cum explicați? Care a fost interesul? Care a fost negoțul în cazul schimbării pe ultima sută de metri al lui Efrim cu Grosu? Ce mesaj transmite această schimbare în văzul tuturor, pentru că a fost în fața tuturor cetățenilor care cu mult interes s-au uitat astăzi pentru a vedea ce se întâmplă și cu acest cabinet, cu această componență nominală, și am văzut acest show, pentru că în aceste condiții astăzi am înțeles că PLDM-ul este la chereul comuniștilor. Sunteți de acord? Care a fost interesul, negoțul? Dar nu au spus de ce. Este măcar motivația. Băi, poți să aduci motivația. A murit. Nu vrea, nu dorește. Și așa mai departe. A ieșit Vlad Filat. Eu am ascultat chiar înainte de mine. A ieșit și a argumentat într-un mod penibil că așa se decis la partid. Da.
Dar nu l-au întrebat jurnaliștii, fraților, păi tot la partid ați decis să-l înaintați și după aia în Parlament, trecând peste decizia partidului. A fost inițial Vladimir Grosu, azi dimineața a fost propus candidatura domnului Oleg Efrim, a și vorbit jurnaliștilor, a fost rugat. El a acceptat. A spus că a fost decizia partidului. Deci eu citesc 100%. A fost decizia partidului ca el să fie înaintat. Dar toată teoria asta cu PCRM-ul care decide este o exagerare. Nu decide, fraților, PCRM-ul nimic. Cineva a înaintat ideea că, domne, Oleg Efrim ar fi fost exclus de PCRM pentru că a înregistrat Partidul Comunist Reformator. Păi bă, fraților, dacă era problema în Partidul Comunist Reformator, nu intra niciodată Voron în alianță cu Plahotniuc, pentru că Partidul Comunist Reformator a fost menținut în pofida unor decizii judecătorești. Pur și simplu a fost o bătaie de joc și la adresa justiției, că niște judecători le-a fost rușine și până la urmă au scos acest partid din curs. Nu decide aici nimic Partidul Comuniștilor, nu decide nimic acest bătrânel senil, Vladimir Voronin, trecut bine de o vârstă respectabilă, decide fiul său, Oleg, și partenerul său de afaceri, Vladimir Plahotniuc. Așa cum Vladimir Plahotniuc, Oleg Voronin, au furat timp de 8 ani țara, așa cum Oleg Voronin în 2009 a fost adus la CNA-ul pe care deja îl controla Plahotniuc pentru a fi speriat Oleacă și a fi dat prostimii, că uite, domnule, noi ne apucăm, iată, l-am chemat pe Oleg Voronin la CNA, dar iată, el este curat, CNA-ul a decis că el este curat. Aceste jocuri au fost făcute de Oleg Voronin și de Vladimir Plahotniuc. Este foarte clar, pentru că dacă exista ceva justiție în această țară și dacă era în interesul lui Plahotniuc ca Voronin să ajungă la pușcărie Oleg Voronin junior, el ajungea de foarte mult timp, pentru că cine vrea Plahotniuc bagă la pușcărie, sunt exemple destule. Să nu îl băgăm aici pe Vladimir Voronin, pe Vladimir Nicolaevici, pe Reșetnikov sau numai pe nu știu cine. Decide totul Plahotniuc, care șantajează, și asta este foarte clar. Nu există PCRM. PCRM nu va cere nimic. PCRM, dacă avea demnitate, comuniștii dacă aveau demnitate, dacă vroiau să-și îndeplinească ceva din programul lor electoral, impuneau foarte clar să intre la guvernare, că nu era o problemă. Intră, frate, 4 miniștri tehnocrati, 5 înaintează și fă așa clar, transparent lucrurile. Este un păpușar din spate care îi dirigează pe toți. Ce șansă are? 3 păpușari. 1. 3 păpușari. Voronin este păpușarul cel mai bătrân, Oleșca și Plahotniuc. Ei au făcut afaceri de când Voronin nu avea bani pentru Republica Moldova. Da, dar asta nu mai este în mâna lui Vladimir Voronin, este în mâna dar lui Plahotniuc. Dar el poate vorbi despre Plahotniuc, așa că ăsta imediat este băgat la mititică. Sorin Ovidiu, Vântu, toți pe care i-a dus la publică, de unde vreți. Asta au fost investiții care au fost girate de Vladimir Voronin, care a zis da. Intrați cu ele. S-a dus la Fincom Bank, s-a dus acolo și acum din Azerbaijan tot investiții vor să aducă și tot la băncile lui Oleg Voronin și ale lui Plahotniuc vor să le ducă. Asta i-ar aduce din altă parte lui Filat. Asta este. Și terminalul de la Giurgiulești. E exact așa. Pe acolo se aducă gaz lichefiat de la Marea Caspică încoace. Și tot banul să-l bage ei, să ne-l vândă ca la Moscova, așa cum ne-a adus contract Zina Creceană. Doamna Marta Brăci. Cu regret, în Republica Moldova, din 90 încoace, pe fiecare segment politic, vorbesc ani de guvernare a anumitor perioade, ni se oferă un așa-numit oligarh. Pentru a distrage atenția societății și pentru a sancționa partidele politice. Iată, noi de 4 ani vorbim Plahotniuc, nu s-a întâmplat nimic. Am vorbit înainte, dacă vă aduceți, anii 90 l-am avut pe unul, 2000 l-am avut pe altul. Iarăși a fost perioade când mereu am discutat despre o persoană. Când s-au dus din politic cu aceste persoane care se spunea că nu vreau să-i nominalizez acum, pentru că până la urmă acestor persoane nu le s-a întâmplat nimic. Am fost tot speriat. Domnule, dacă cu Andronic nu și țara ai, Doamne ferește. Nu, acum domnul Andronic, cu regret trebuie să zic că nu e nici în lista celor mai mari oligarhi. Dar 9 ani a fost țara șantajată
cu acest om. Sigur că politicienii folosesc oportunitățile care le se oferă și de multe ori fură legal. Dacă pot să spun a fura legal, înseamnă că știu slăbiciunile, își fac legile cum le trebuie pentru a fura ceva. Dar cel care totuși trebuie să sancționeze, sigur că e sistemul juridic pe care nu-l avem. Dar ne plângem. Astăzi putem să ne integrăm, ne spun europenii, dar ne putem integra în Uniunea Europeană îndeplinind anumite condiții. Iar exemplul României și cele mai mari dosare de corupție au apărut după 7 ani. 7 ani de membri a Uniunii Europene. Avem un an, doi, când asistăm și în România la cele mai serioase dosare de acuzare. Vreau doar un lucru. Ceea ce trebuie să țină minte politicienii de astăzi, că oricine fură, va veni o zi în 2014, cum a venit pentru politicienii români, cei care au fost în anii 2000, va veni această zi și ei vor sta acolo unde le e locul. Această zi, iar noi, cu siguranță, fiecare pas pe care îl va face guvernul Gaburici, vom fi cu ochii pe acest guvern și vom vedea dacă acest program de activitate este respectat sau nu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dumneavoastră pentru participare. Ne revedem la ora expertizii mâine la ora 12. O seară bună să aveți!